Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, între cântările frumoase ale ortodoxiei noastre și în mod deosebit ale ortodoxiei românești, căci mulțumim lui Dumnezeu, am avut și noi destui compozitori și avem în continuare, am avut și noi destui protopsalți și avem în continuare, care au compus și au așezat cântări închinate prea bunului Dumnezeu, Fecioarei Maria și tuturor Sfinților, cântări deosebite. Între aceste cântări este și cântarea aceasta numită, în termenii, am zice noi, mai popular, Legănușul, care nu este altceva decât o cântare chinată Fecioarei Maria, și praznicului acestuia de astăzi, întâmpinării Domnului. Cel care a compus această cântare nu se cunoaște, dar frumusețea ei este și în Biserica Ortodoxă Greacă, dar parcă nu la înălțimea și la frumusețea pe care o are cântarea aceasta la noi, la români. De aceea m-am bucurat ori de câte ori am ajuns la sărbătoarea aceasta a întâmpinării Domnului și foarte mulți dintre dumneavoastră ați venit și la priveghere, tot pentru această cântare, și astăzi la Sfânta Liturghie. Și azi să-i rog pe părinții mănăstirii, pe Sfinții Părinți, ca să se organizeze iarăși frumos și să mai ascultăm nu numai ei, ci și noi cu toții, să ascultăm iarăși cântarea aceasta frumoasă, nu pricep curată nici îngerii, nici oamenii. E o cântare deosebită. Și ați văzut că se și leagănă și policandrele în timpul acestei cântări. De ce? Policandrul nu simbolizează nimic altceva. Vedeți, el este legat de sus, de bolta bisericii, unde este pictat Pantocrator, a toate țiitorul. Și policandrul este purtător de lumină. Mai întâi, el este, mai în vechime, erau lumânările care se foloseau. Acum, de când a pătruns curentul acesta electric, lumina electrică, se folosesc becurile. Dar are același simbol mai departe, purtător de lumină. E bine, lumina lumii cine este? Nimeni altul decât Hristos Domnul. Și deci policandrul nu simbolizează altceva decât legănarea lui în timpul acestei cântări, brațele dreptului Simeon. Se și spune într-una din cântări, în mâini ține Simeon bătrânul îmbrățișat pe al lumii împărat. Adică pe brațele sale Simeon ține îmbrățișat pe stăpânul lumii, pe al lumii împărat. Iubiții mei, la sfârșitul Sfintei Liturghii, a fiecărei Sfinte Liturghii, preoții, după ce se rostește rugăciunea amvonului din mijlocul bisericii, preoții și diaconii ne adunăm la Sfânta Proscomidie, acolo unde este dus Sfântul Potir și unde se află trupul și sângele tainic al lui Hristos Domnul în Sfânta Împărtășanie, și rostește această rugăciune, plinirea legii și a prorocilor, însuți fiind Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce a împlinit toată rânduiala părintească, umple de bucurie și de veselie inimile noastre. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și toți ceilalți încheie cu rugăciunea, încheie preotul cel din tâi, zice rugăciunea aceasta, și toți ceilalți zic la sfârșit, amin. Plinirea legii și a prorocilor. Ei bine, dacă ne gândim la sărbătoarea aceasta de astăzi, ați auzit și cuvântul Părintelui? Dacă ne gândim în amănunt la sărbătoarea aceasta, nu este altceva decât o împlinire a prorociilor. Până și dreptul lui Simeon recunoaște lucrul acesta atunci când spune, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor. Ei bine, purta pe brațele sale pe stăpânul în acel moment și Simeon a spus că el este împlinirea
prorociilor, ceea ce a fost și este. Nu insist în învățătura adâncă acestui cuvânt de astăzi, a sărbătorii de astăzi, ci doar numai la ceea ce trebuie să facem noi, aș insista. Părintele a pus accentul pe adâncul sărbătorii de astăzi. Eu am să pun accentul pe ceea ce trebuie să facem noi. Și am să cuprind într-un singur cuvânt, dacă, cu o comparație, dacă Luca și Cleopa mergeau spre Emaus și le-a ieșit în întâmpinare Hristos Domnul și s-a alăturat lor și mergeau împreună pe cale și tâlcuia Scripturile, Hristos Domnul, și toți erau triști, iar Hristos Domnul nu. Ei bine, acum, în viața noastră, noi trebuie să inversăm rolurile. Noi să ieșim în întâmpinare Domnului. Dacă pe drumul Emausului Hristos i-a întâmpinat pe cei doi, pe Luca și Cleopa, în viața noastră, cea de zi cu zi, noi trebuie mereu să ne selim, să ieșim în întâmpinarea Domnului. Iată, stau la ușă și bat, a zis Domnul. Le va auzi cineva și va deschide. A merge și a deschide nu înseamnă a ieși decât în întâmpinare. A ieși înaintea Lui. Când ne luăm lumânarea în mână și îl întâmpinăm pe preot la nașterea Domnului, când vine cu icoana în casele noastre, sau la botezul Domnului, când vine cu sfânta aghiazmă, nu facem altceva decât ieșim în întâmpinare. Așa cum și Ioan, botezătorul, pe malurile Iordanului, când l-a văzut pe Hristos că se apropie, i-a ieșit în întâmpinare. Și i-a zis, nu sunt vrednic să dezleg cureaua. Eu am nevoie să fiu botezat de tine. Ei bine, de acum și noi, când ne luăm de acum lumânarea, într-un alt moment al vieții noastre, când ne împărtășim cu trupul și sângele Lui, ne luăm lumânarea în mână și ieșim în întâmpinarea Domnului. Hristos Domnul vine între sfintele uși, lănușile împărătești, iar noi mergem către El cu lumânarea aprinsă în mână. Lumânarea nu este altceva decât simbol al credinței noastre, că eu cred în El, în Hristos care este lumina cea adevărată, în Hristos care este împlinirea prorociilor și a tuturor profeților. Când El și iese în întâmpinare și eu mă duc către El, purtând această lumină, care este lumina credinței mele, și așa primesc trupul și sângele Domnului Hristos. Deci ies în întâmpinare. Dar pentru aceasta trebuie să avem un veșmânt. Veșmântul așteptării. Veșmântul lui Simeon și a prorociței Ana. Nici Simeon, nici prorocița Ana nu aveau să se împărtășească de binecuvântarea de a-L vedea, de a-L privi pe Cel ce ține toate pe mâinile sale, de a-L vedea, de a-L privi, dacă așteptarea lor nu era într-o nădejde și dacă așteptarea lor nu era într-o adâncă smerenie. Cum spune Apostolul Pavel, cu ochii ațintiți. Că aceasta a făcut Simeon și prorocița Ana. Căci toți vorbeau și Simeon și prorocița Ana, martori. I-am putea numi ai dumnezeirii lui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci au vorbit despre El. Ei bine, aceștia, așteptând într-o smerenie, cu ochii ațintiți, mereu așteptau. Și cel vechi de zile, bătrân, cum spune despre Simeon, că el era bătrân de zile, trecuseră generații după generații și el tot era acolo, Simeon, la templu. Și poate cu ochii săi căuta ori de câte ori intra în templu să vadă, nu a venit,
ca să iasă în întâmpinare? Căuta cu ochii să vadă unde e. Nu a venit încă. Ce l-a așteptat? Mesia. Și din îndemnul Duhului, spune Evanghelia, a mers în acel moment la templu, când era Fecioara Maria cu dreptul lui Iosif. Au mers din îndemnul Duhului, au mers la templu și l-au recunoscut. Duhul i-a atras și s-au dus direct la el, la Hristos. Ei bine, această căutare trebuie să o avem și noi. Acest simțământ trebuie să-l avem și noi, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus și nu altceva. Și atunci, și casa ne va fi binecuvântată, și masa, și vom avea pace în interior, iar mulțumirea și recunoștința vor fi permanente înăuntrul nostru. Vor fi nimic altceva, pacea, bucuria, mulțumirea, recunoștința, nu vor fi altceva decât un firesc al lucrurilor. Un firesc. Și trăirea prezenței lui Hristos ar fi nu altceva decât pocăința cea adâncă. Vedeți, ereticii, sectarii, ei nu primesc crucea. De ce nu primesc crucea? Ei fac parte din acea categorie despre care a spus Simeon că va stârni împotriviri. Acest semn va stârni împotriviri. Unul pe cruce s-a mântuit, celălalt s-a osândit. Unii l-au primit, unii nu l-au primit. Unii până în ziua de astăzi. Pentru iudei, cum a spus Apostolul Pavel, a citat și Părintele cuvântul în Sfântul Apostol Pavel aici în predică, pentru iudei sminteală, pentru păgâni nebunie, crucea. Deci pentru cei care nu cred. Dar pentru noi, cât de frumos zice Apostolul Pavel, dar pentru noi, ce este semn al mântuirii? Facă bunul Dumnezeu ca în această aleasă sărbătoare să ne silim să fim pe cale, mereu să-L căutăm cu ochii, prerugăciunile de dimineață, prerugăciunile de seară, prerugăciunea de înainte de masă, de după masă, prin tot ceea ce facem noi, prin fapta cea bună, prin milostenie, prin faptul că ne-am dus și am cercetat un bolnav undeva acolo la spital sau în casa lui unde este. Prin toate acestea, și toate acestea nu sunt altceva decât gesturi ale noastre prin care îl căutăm și ieșim în întâmpinarea Domnului. Să ne ajute Domnul ca pe acestea să ne mulțim și pe cale să fim găsiți întâmpinându-L pe Hristos Domnul nostru în veci. Amin.